Sambian. Noi începem lucrările ședinței de Consiliu din data de 27 aprilie 2018. Cu ordinea de zi pe care fiecare dintre dumneavoastră a primit-o prin care a primit-o. Dăm cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi încă o dată. Să o supunem spre aprobare. Dar nu înainte de aprobarea procesului verbal al ședinței de luna trecută. Supunem la vot procesul verbal din 14 martie 2018. Cine este pentru? Ai cuvânt. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Proiect inițiat de domnul primar Sala Constantin. Raport de specialitate cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli anul 2018. Subsemnată. Rău Mirela, consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului, responsabil al compartimentului financiar contabil. Având în vedere prevederile legii 273-76 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare, la evoluție privind încasarea impozitelor și a taxelor locale, având în vedere încasarea sumei de 112.700 de lei subvenția alocată din bugetul AFIR și a sumelor alocate la Uniunea Europeană, conform contractul de finanțare încheiat în 2016 pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri comunale prin asfaltare a unor drumuri comunale, având în vedere apropierea evenimentului privind organizarea zilelor comune a fost estimată suma de 35.000 de lei, având în vedere faptul că în luna martie au căzut masive precipitații sub formă de nisoare, a fost nevoie de intervenții cu utilaje de îndepărtare a zăpezii și folosirea de material antiderapant care au dus la costuri suplimentare față de cele rezervate în anul în bugetul de venituri și cheltuieli, suma necesară pentru a fi suplimentată este de 3.500 de lei. Având în vedere lansarea unui nou program pentru reabilitarea celor două școli, Ion Simionescu, Ilie și Grigori Tăbăcaru, Emeiuș, dar și a unor dotări a acestora va fi nevoie de alocarea sumei de 100.000 de lei. Pentru această sumă este necesară pentru achitarea documentației privind depunerea proiectului care vor fi finanțate prin fonduri europene. Propun spre aprobarea Consiliului Local modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Himeiuș conform anexei cu privire la detaliile indicatorilor de venituri și cheltuieli. Discuții și comentarii din tema de la punctul numărul 1. Ce să comentăm un subiect? Motivele sunt întemeiate, se poate face această problemă, o rectificare. Problemele s-au evit, au fost necesare și atunci. Da. Supunem la vot punctul numărul 1. Cine e pentru? Împotriva? Abține? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu de longevitate în cuant cu 500 de lei pentru familiile care au primit 50 de ani de căsătorie. Proiect inițial de domnul primar Sala Constantin. Da. După cum știți, de-a lungul anilor, la 4 ani, la 2 ani, în funcție de buget, mai nou acum am început în fiecare an. Și ca să nu s-adune o sumă mai mare, o acordăm de fiecare dată cu ocazia unui eveniment cultural. Am început noi de anul trecut cu zilele comune. Uitați cu de anul trecut și până anul acesta, la începutul iunie, 3 iunie, 2-3 iunie, 2-3 iunie, până încercăm să organizăm iar zilele comune, s-au adunat un număr de 11 cupluri. Asta e un lucru bun pentru comuna noastră, într-un fel că aveam un cuplu longevive și un motiv în plus care ne bucură faptul că avem de unde să susținem aceste premii. Dacă sunteți de acord, dar nu am să vă scrie și lucrurile. Așa este, dar dumneavoastră trebuie să vă bucuriți.
acest lucru. Sunteți printre primii care o să ajungeți la vârsta asta și o să luați printre primii din noi, în afară cu excepția lui domnul Mihail, dânsul mai înaintea noastră. Eu cred că sunt primul. Dumneavoastră sunteți printre primii, am spus. Când mai aveți? Mai am. Pregătim voile, să nu-mi spuneți. O să dau citire cu acelor cupluri care îndeplinesc condițiile de a primi acea sumă de 500 de lei de familie. Vrabei Dumitru și Coca, Angel Gheorghe și Elena, Popa Gavrilu și Roza, Coșararu Ion și Elena, Cuhut Ion și Elena, Rotaru Eugen și Florica, Roman Constantin și Eugenia, Șerban Sandu și Eugenia, Dospinescu Costică și Maria, Mutică Victor și Maria, Răuschi Petru și Maria. Da, Mutică Victor la fântâne. Mutică la Lopota. Da, da. Carichița. Da. Au fost împreună la data când au depus cererea și ei au împlinit anii în 2016. Da, domnule. Așa în viață. Hai să votăm că noi. Dar supunem este bine. Supunem la vot punctul vostru. Cine este pentru? Să ajungă toată lumea. Urăm tuturor să ajungă această vârstă frumoasă. Punctul număr 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea... Da, e o condiție, mă scuzați, cu aceeași privire. Da, corect. Domnule, poți să aibă două, dar să fie tot 50 de ani să prinde. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și sărbătorirea Zilei Comune Himeiu, județul Bacău, în perioada 2-3 iunie 2018 și a programului de activități prelejuit de această ocazie. Proiect inițiat domnul primar Sava Constantin. Noi am zis ziua de Rusalii, dar ziua de Rusalii fiind cu o săptămână înainte, să s-o facem tot în iunie, că tot... Cu o săptămână după, dar ținând în cont că 3 iunie iar este și liberă, națională, 2 iunie, 3 iunie. Având activități cu copiii din cadrul comunii noastre, zic să fie un 2-1, așa, cu activitățile sportive pe care, care se vor desfășura. Artistice. Subsemnat, Sava Constantin, în calitate de primarul Comunii Himeiu, și văzând raportul numărul 2073 din 23.03.2018, întocmit de către viceprimarul Comunii, prin care se solicită organizarea Zilei Comunii, Comunii Himeiu, județul Bacău, în zilele de 2 și 3 iunie 2018, în conformitate cu prevederea articolului 36. Alineatul 2, litera D, alineatul 6, litera A, punctul 4, din legea 215/2001, administrații publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, prevederile hotărârii de Consiliul Local al Comunei Himeiu și numărul privind rectificarea bugetului local al Comunei Himeiu pentru 2018, prevederile articolului 20 din legea 273/2006, legea finanțelor publice locale, în temeiul articolului 45, legea numărul 215/2001, legea administrației publice locale, ținând cont de solicitările tot mai numeroase ale cetățenilor, în vederea creării unor condiții de manifestare a talentelor artistice și creșterii spiritului competitiv al locuitorilor și în special al tinerilor, pentru petrecerea în mod plăcut a timpului liber de către persoane în vârstă, în vederea redescoperirii și valorificării tradiției naționale, conservarea și promovarea culturii. Propun dezbaterii Consiliului Local al proiectului de hotărâre privind organizarea Zilelor Comunei Himeiuș, în zilele de 2 și 3 iunie 2018 și alocarea fondurilor necesare desfășurării evenimentului. Programul va cuprinde o slujbă religioasă la fiecare parohie din satele comune, întrecere sportive individuale sau pe echipe care organizează, care angrenează majoritatea tinerilor din comună în zilele de 2 și 3 în comună, din comună în zilele 2 și 3 iunie 2018, prezentarea unor programe artistice de către elevii școlilor generale și SOS Satele Copiilor, spectacol artistic în aerul susținut de către artiștii consacrați cu un comitet cu interpreți de muzică ușoară sau populară tineri din comună, mini-târg de produse tradiționale și produse agricole ale locuitorilor comune și alte lucrări ale copiilor, inclusiv cei de la SOS Satele Copiilor, premierea unor tineri cu rezultate deosebite în toate domeniile, expoziție de carte, premierea cuplurilor care au primit 50 de ani de căsătorie.
Vă propun structura Comisiei de Organizare în anul 2018 a evenimentului menționat mai sus. Sava Constantin, primarul comunii. Tancă Iulian, președinte. Președinte comisiei. Roșca Dumitru, consilier local. Pascu Pui, consilier local. Patrick Ion, consilier local. Petrica Daniel, consilier local. Terliță Răuț, Chineculai, consilier local. Popescu Delia, director școala gimnazială. Marinoi Rodica, reprezentant SOS Satele Copilor. Daviduța Antonina, profesor școala gimnazială. Roșu Niculina, bibliotecar. Radovici Danuța, învățător școala gimnazială. Roșu Marius, preot paroc. Roșu Marcel Velu, polițist local. Comisia, menționată mai sus, va întocmi programul manifestărilor culturale, artistice și sportive pe zile, precum și locația pentru desfășurarea fiecărei manifestări, urmând ca acest program să fie înaintat spre aprobare Consiliul Local al Comunii Hemeuș în ședința din luna mai 2018. Costurile alocate vor fi suportate la bugetul local, Consiliul Local urmând a analiza și a aproba suma de 35.000 de lei, precum și prin sponsorizări. Avem aici și programul, cred că l-ați studiat la ședințele de pe comisii. E un program asemănător cu cel de anul trecut. Anul trecut ne-am propus o zi, dar ne-am dat seama că nu ne putem încadra cu competiții sportive, cu artiștii de pe raza comunii noastre, că s-au dovedit din ce în ce mai mulți și le oferim ocazia de a apărea pe scenă tuturor copiilor din comuna noastră, tuturor promovăm toate talentele, în felul acesta să ne facem cunoscuți, să ne cunoaștem mai bine, să vedem de ce potențial cultural dispune comuna noastră și detalii. Și în ceea ce privește programul, vom aproba luna viitoare. Programul exact cum va decurge. Pe ori, pe specific, pe zile. Sunt niște sume luate în calcul comparativ cu anul trecut. Schela, care ați văzut cu toții că ne-a dat mari bătăi de cap. Aventurat noi atunci și ne-am asumat că facem pe dregem, dar a fost o muncă extrem de grea pe calculele și înainte și după. O să trebuiască jandarmii, am înțeles că nu costă nimic, în schimb pentru cei de la Crucea Roșie o să trebuiască tot din banii ăștia să dăm ceva și acolo. O anumită sumă, nu știu, trebuie să facem o informare. Noi suntem deja, sponsorizăm cu 2500 lei pe an. În schimb, nu știu dacă acest eveniment va fi plătit sau nu va fi plătit. Noi trebuie să facem adresă chiar de pe 5, de pe 3 mai, să nu uităm să facem adresă, că zis că trebuie din timp să nu aibă alte și alte evenimente. Anul trecut cât am avut alocat pentru zi? 20.000. 20.000. Am zis, nu e obligatoriu să-i cheltuim. Dar eu nu știu dacă o să ajungă. Din cadră? Din cadră? Supunem la vot punctul numărul 3? Nu, dați-mi voie mie. Deci cum s-a desfășurat anul trecut, mie cel puțin mi-a plăcut, pentru că la nivel de comun și când și locație și am văzut și reacția oamenilor, așa cum sunt ei la țară, fiecare. Mai sunt și comentarii, că nu toată lumea... Bine, mai dansa bunul în fața scenii, asta e altceva. Păi abia atunci e frumos. Bucurii. Abia atunci e frumos când se bucură și dansează. Da, chiar nici nu. Știu. Vreau să fie adăugat acolo, chiar dacă e doamna Popescu Delia, vreau să fie Neacșu Ovidiu, profesor de sport, și celălalt Zamfir. Amândoi. Am luat legătura cu Zamfir, că domnul Neacșu nu mă mai bazez, dacă v-ați... Eu vreau să merg mai departe cu cuvântul meu. La ora 9 am avut consiliul de administrație la școală, astăzi. Și printre care am abordat și această problemă, să nu am surprize, poate ziua lui Soapsa, de 2 sau 3 iulie, nu știu când e. Cam atunci a cadit. Da. I-a spus domnul... Nu, e astăzi ziua Soapsa, deja ne-am poate. Da, de asta spun eu. Dar zic, domn profesor, nu cum v-ați, că sunteți, că aveți probleme la iar, dar erați pe mult. Asta mi s-a spus particular. Vă rog să vă organizați, i-a spus, de-a chiar. Și am vorbit și în lumea de astăzi, și domn primar, ține neapărat. Eu cu domnul Petrica, dacă nu era nimic, nici masă, dar unii spalente, dar unii se organiza cele. Am primit noi asta, asta facem. Aveau 3 mese de tenis și nu știau unde sunt. Nu știau unde de sport, de școală. Nu știau unde sunt mese și le-am găsit pe scenă. Și l-am avertizat pe domnul Neacșu și i-am spus să-ți preocupi și cu atletismul și cu
fotbal și cu tenis de masă, cu șahul. Deci sunt patru discipline care trebuie. Anul ăsta o să ne mai gândim, am zis așa. Proba sportivă, crossul. Tu, poate vremea e tot la fel, cu temperatură ridicată, să organizăm un parcul dendrologic. Da. Având sala de sport acolo, putem face tenisul chiar în sala de sport a școlii, de ce să ne mai deplasăm, că e aproape de... Aproape, da, corect. Iar demonstrația cu profesorul de judo, am zis să fac o demonstrație pe scenă, să vedem câte salteri în cap, asta o să discutăm. Da, da, facem, neapărat. Avem un profesor care se ocupă de copiii noștri. Corect. Și eu știu, poate o să avem și noi campioni din rândul copiilor de la Hemeuș. Profesorul de sport de dansuri, am văzut că își face treaba deja, au început să participe la primele concursuri. Acum acupă, da, și locul așa. Să vedem cum ne organizăm să ne cumpărăm niște costume naționale, pentru că au fost achiziționate de mulți ani. Da, 2-3 ani în urmă. Dar depinde, permit, dată persoanele respective, nu persoanele. Le-am cerut, când am mai dat bani pentru obiecte din inventar, le-am cerut să-mi aducă și mie o copie la primărie aici, să știu și eu și să văd ce s-o cumpărat și când s-o cumpărat și data când s-o cumpărat. Pentru că vin și toți cei, noi nu mai avem, nu mai spun cum a fost, cu hidrofoare, cu flexuri, cu mașini de găurit, cu tot felul. Bă, dar fiecare an, îți trebuie două hidrofoare, dar odată strângă și la Himeu și la Lieci. Două aparate de sudor, da. La Lieci, la Hemeuș, ce faceți cu ele? Lucrări, ce ați făcut? Păi am fost și am văzut, arătați-mi astea. Prezentați niște rapoarte, ce ați făcut? Niște bărci acolo. Nu, dați un semnătură persoanele respective și să răspundă. Să vedem, poate reușim prin proiectul ăsta cu fonduri europene, ne se pot da și mobilier și aparaturi electronice și calculatoare. Nu știu, am fost chiar zilele trecute cu domnul profesor Bota și Lupu de la universitate, în liceu. Nu mai e nimic în sălile alea care erau sălile calculatoare. Și iar, la fel, n-ai pe ce să întrebi pentru că sale noastre și facem ce vrem cu ele. Asta e răspunsul. Da. Le-am predat la sau au fost ale noastre, obiectele de inventar sunt ale lor, într-adevăr, și fac ce vor cu ele. E o carență în legislație. Ei trebuie să justifice în fața curții de conturi atunci când sunt controlați, dacă le posedă sau dacă nu le mai au. Problema e că nu trebuie să facă ce vor, ci trebuie. Păi aici, aici există o carență în legea 1 și legile care mai... Atâta timp că dai o cerere de transfer către altă unitate școlară, ei se justifică foarte ușor. Dacă există cerere de transfer, nu se mai justificată treaba. Aici, eu nu cred că cu atâta ușurință ar mai transfera sau ar mai casa, dacă acel buget ar fi repartizat deodată de la Ministerul Educației sau de la Ministerul de Finanțe, cine repartizează, concret, pe școala respectivă, să aibă autonomie. Și atunci nu știu dacă ar mai arunca cu bani așa, dacă ar fi banii lor. Și să știi că nu le mai dă nimeni alți bani. Să se încadrez într-o anumită sumă. Și până la vot? Nu, dacă îmi permiteți că vom... Locația care este, domnul primar, unde v-ați gândit? Locația. O să fie tot acolo, pe spate verde. Unde-i Cucurea? Din păcate, am promis anul trecut și să nu credeți că am uitat. Îmi asum orice risc, orice eșec, orice problemă care ne aparține mie. Din păcate, de un an de zile, ne-am chinuit cu terenul ăla de fotbal, ca până la urmă să nu fie amplasamentul cel care e. Și a trebuit să umblăm iar modificări cu schiță cadastrală, cu toate demersurile care trebuiau făcute. Asta e, din păcate, așa stau lucrurile. Gardul nu e gardul care trebuia să fie, pe terenul care trebuia să fie. Nu este numai că știi cum... Păi, am obținut acum. Și cât o să mai dure? Păi, suntem la OCP. Așa, săptămâna trecută am mai completat niște documente care mi le-au cerut.
Sperăm să... Și cum, la OCPI n-a fost odată? A fost odată, dar noi... Nu pe aceeași bucată de pământ. Nu pe aceeași bucată. Amplasament. Expirasă, cum a fost chestia? Cum... A fost o alipire, după care o dezmembrare. Iar ulterior am alipit din nou toate trupurile respective și am făcut un întreg. Și în condițiile astea ne trebuie din nou documentație cadastrală avizată de oficiul cadastru. Și ne-am plimbat un an de zile de la Ana la Caiafa. Poate în sfârșit, poate o să fie. Trebuie să rezolvăm. Poate anul viitor, când va fi ziua comunului, poate... Trebuie, poate până atunci o să avem și asfalt pe ulița aia, pe păstorilor, pe paziști acolo, ne dorim. Și de nu știm locația pentru că, da, mă gândesc, poate nu o să ne mai primească cetățeanul ăla, e o proprietate privată acolo, totuși, nu? Ne gândim și la o altă locație, avem o rezervă. O să vedem, dacă nu... Domnul primar o să acolo nu-i primește, sigur. O să apelăm la parcarea de la Hit Park, dar și acolo noi suntem în asociație cu Consiliul Județean. Acolo se... Fetele lui Madame Munteanu. Eu, un proces tehnologic de producție, au niște parcări, nu putem să... Nu ne trebuie două zile, de vineri începând și până dumneavoastră îi blocăm. Și de asta, plus că... locația ca imagine, eu zic că e destul de adecvată sărbătorilor de acest eveniment, de acest fel. Și punem la popul primul 3? Da. Cine se sperăm că, împotrivă, nu vom întâmpina greutăți. De ce să fim și noi interior? Până atunci nu. Să nu mai fim așa de... Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de pășunat pentru anul 2018. Proiect inițial domnul primar Sava Constantin. Subsemnatul Sava Constantin, primar Comunii Mioiu, și analizând raportul vicelui primar Tancău privind taxa de pășunat, propun spre aprobare Consiliul Local al Comunii Mioiu aprobarea taxelor de pășunat pe anul 2018 la nivelul taxelor din anul 2017, după cum urmează. Bovine și cabaline adulte 40 de lei, bovine și cabaline tinere 22 de lei, bovine capline 9 lei. Taxa zoopastorală dar la 3 lei metru pătrat. Pășunat în afara perioadei de pășunat 1 mai 31 octombrie 2018 este interzis conform ordonanței de guvern 34, articolul 14. Se sancționează cu o amendă de la 3.000 la 6.000 de lei pentru fiecare, pentru persoanele fizice. S-au recuperat, au plătit pe anul trecut? Da. E bine. Oricum, nu mai sunt. Nu, uite. Și așa, banii sunt doar tot anul. Nu, nu, în mare parte, în mare parte, dar acum nu vor putea, nu vor putea intra pentru la licitație, că o să încercăm anul ăsta să demarăm procedura, o să mergem pe legea veche, pe legea veche, pentru că amenajamentul pastoral până la sfârșitul 2018 trebuie să fie gata, începutul 2019, și neavând amenajamentul pastoral, trebuie să mergem pe legea veche. Concesionăm până la 31 decembrie, după care vom face, vreau nelua procedura pe noua lege. Cei interesați au prioritate cei din comuna noastră, dacă nu sunt interesați, nu-și respectă clauzele din caietul de sarcini, o să vină și în altă comună. Noi trebuie să ne vedem acest program realizat. Bănuiesc că nu numai că am rezolvat problema cu pășunatul, dar împărțându-se pe parcele, nu vor mai trece căruți, nu vor mai trece mașini, nu vor mai fi o sursă de și un focar de infecție acolo. Mai duc gunoi și slăbi. Dacă așa au fost. Nu înțeleg oamenii ăștia că, de fapt, gunoiul, ori îi dai foc acasă, ori e extraordinar. Deci se perpetuă treaba asta. Degeaba. Tot timpul așteptăm și zicem, domnule, nu s-a făcut nimic în țara asta. Nu se face nimic, domnule, guvernanță, politicieni, administrații locale. Dar hai să ne uităm un pic și la noi. Noi cu cine am schimbat de 28 de ani? Noi, ca cetățeni, ca nații. Vin din Germania până la graniță.
Și îl vezi că acolo, la noi, în Germania, la noi, în Italia, chiștocul de țigară, pachetul, pun la coș. Cum a trecut de vama, cum îl aruncă pe geam? Da, aici nu mai e în... De ce? Noi ne-am dat amest, că noi am vrut să fim... Alo? Mamă bună la toată lumea, teamă, dar nu mai fiare și m-a dat urmă doar. Nu. Dacă este ceva clar, se pune fata pe tine și... Și atunci vom, am încercat, am pus recipienți mai mari pentru... Să scrie acolo. Ce gunoaie, căi carton, căi dincoace la țarcurile de pieturi. Găsim în recipientul de cartoane sacoșii cu pembăș. Găsim dincolo un țarcul cu pieturi care trebuie să meargă la gunoi selectiv. La fel, trebuie să muncești o jumătate de zi să, prin comună să selectezi. Păi ne transformăm în gunoieri sau în loc să facem administrație, 4-5 oameni la 416, în loc să curăți un șans. În loc să adun pieturile care s-au aruncat de-a lungul drumurilor prin comună și alte materiale reciclabile, trebuie să stăm să selectăm gunoiul din țarcul și din... De asta vă zic, cu ocazia trecerii dumneavoastră prin tot felul de puncte, mai ales că sunteți împărțiți așa pe zone, dacă mai vedeți cazuri din asta, semnalați poliția locală, semnalați-ne pe noi, că spuneți-ne, domnule, la ora de am văzut, știu că e greu să vă certați cu vecinii, cu prietenii, cu alegătorii. Nu, dar vecinii și prietenii pun, vă rog frumos. Știți ce îi pune? Vin mașini și descarcă și o pune acolo. Vine și o plecat, sănătate și la revedere. Domn primar. Mare Dumnezeu și o să terminăm, o să avem infraroșu și o să avem infraroșu pe toată raza comunii. Nu vom mai fi nevoiți de becul de priză al lui Nea Vasile sau al lui Tanti Maria că s-au supărat pe noi. Vom avea rețea proprii de alimentare cu camere video și atunci o să punem și în afara comunii și în alte zone, spre izlați, unde avem curent electric, o să avem camere de supraveghere. Și nu o să ne mai certăm cu nimeni. I-am găsit, astea sunt amenzile. Ne pare rău, dar nu... Conștientizarea comunii a oamenilor care nu respectă, ce să mai... Degeaba... Suntem 5.710 locuitori. E de ajuns 100 să fie certați cu legea, că noi 5.700 nu putem să facem plătești. Asta ține de educație. Da, educație. Primară. Corect. Ce să mai discutăm? Da. S-a întâmplat joi, deci nu a luat vecinul meu, avea col de portocale. Nu i-am luat și pe Miron, domnul Anesia, nu i s-a luat, am și poze și tot. L-a lăsat pe... Pune avea cuși de portocale. Să și exagerează, acum... Da. Deci, oricum, avea, era un mod, într-adevăr, dar... Domnul Comănescu avea gunoiul de la câini. Bine, dar aici, la col de portocale, nu se zic că era o parte. Comănescu îi la îngreșești? Da. Domnule, era cu nisipul. Domnule, și pământul la Bacău, zic. Plătim 210 lei pe tonă ca să ducem pământ de la Hemeruș la Bacău. Am majorat taxele. Gândiți-vă că luna viitoare o să avem iar la un punct la ordinea de zi cu regulamentul. Oamenii nu înțeleg că sunt conștienți. Noi dacă cărăm betoane și pământ la Bacău și plătim 200 și ceva de lei tona, ne expiră acel contract. Noi avem ultimul contract de 30.000 de euro. Și o să rămânem în anul august, în anul septembrie, când o să fie călduri, cu gunoiul, cu nu mai are nimeni. Nici nu putem face act adițional dacă nu se rezolvă treaba cu ecosudul. Și de asta tragem de cantități. Să lungim cât mai mult. Să punem la vot. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgență. Proiect inițiat domnul primar Sava Constantin. De urgență, dar o cereri din decembrie. Știți că până la sfârșitul martie n-am avut buget. La sfârșitul lui februarie. Mai pot să sunt gruședințe de atunci. De până în decembrie, dacă vine urgență. Subsemnatul Bărbuț Tereza, referent cu atribuții de asistent social, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, având în vedere cererea numărul 2294 din 16-3-2018 a doamnei Neagu, din care solicităm ajutor financiar datorită faptului că a fost internată la spital, a suferit o intervenție chirurgicală, a avut cheltuieli mari care îi depășesc veniturile.
Anexez la prezentul raport cererea doamnei Iancu Manela pentru ancheta socială scrisorile medicale. În temeiul articolul 28, aliniatul 2, privind acordarea ajutoarelor sociale de urgență din legea 416/2001, privind venitul minim garantat și articolul 63 din legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, supun spre aprobare Consiliului Local acordarea unui sprijin financiar. La acest capitol, cu diverse motive, avem mai multe solicitări. Deci asta este cazul lui doamna... Dar eu zic să le luați pe rând, pe fiecare și îi votăm separat. Îmi pare corect. Separat, pe persoană și vor diferi. Pe persoană fizică și pe sumă. Da. Noi ne-am gândit și am propus, fiecare a trecut prin fiecare. Poate în familie, de dorit e să nu avem de-a face cu doctorii. Doamna a avut niște cheltuieli foarte mari. Oferit o intervenție chirurgicală, da. Neacum are proteză, da. E vorba despre doamna care... Da. Ne-am gândit la suma de 2000 de lei, dacă dumneavoastră credeți că... Având în vedere serviciile pe care le-au prestat și probabil le va presta în continuare, eu zic să mai puneți 500 de lei. Cine nu ajunge la doctor nu știe. Nu știe. Și nu dorim la nimeni să ajungă. Dacă există posibilitate... Dacă există posibilitate, nu? Dacă în urma calculului... Da? N-au știut. Da, n-au știut. Cum? N-au știut. Ce se întâmplă? Noi avem un buget pentru... ajutoarele astea sociale de urgență. Nu e un buget prea mare, dar... Problema spune în felul următor. Alții sunt abonați din aproape an de an. La femeia asta s-a întâmplat odată în viață. Și este și un om care prestează servicii pentru instituția primăriei. Instituția primăriei. Dar poate... Nu că sunt contra, dar e salariat. Cine este pentru suma de 2500? Are aici toate documentele în spate, cred că le-ați văzut și dumneavoastră. Da. Un boșiat în bilateral are, are de acolo și un boșiat. Trei luni de zile? Da, are o mulțime, o operație în acolo. Al doilea caz. Este vorba despre domnul Donis Constantin, datorită faptului că este foarte bolnav, are venituri mici și nu are cu ce să-și cumpere lemnul de foc. În temeiul articolul 28, la fel la dinia cu 2, cu din acordare... Lemnul de foc erau pentru decembrie, nu mai bine, dar mai bine iar. Mai bine iar, nu-i spune. Atunci au de plâns ați primit. Dar după rămâni el, ardă alții. O mențiune, cererea este depusă pe 11-12-2017. La sfârșitul 2017 nu mai avem bani pe acest capitol. Am așteptat bugetul din 2018. Știți cu toții că a fost la sfârșitul februarie. În martie nu aveam încă... Deci solicitarea lui a fost logică. De-acum au trecut. Deci nicio problemă, dar... Poate Constantin, dar de unde? Din Andrești. Din Andrești ești cu măgarul. Să vând măgarul. Să vând măgarul. Să vând măgarul. Solicită cumpărarea unei căruțe de lemne. Cu lemne. Noi ne-am gândit la suma de 5-600 de lei. Acum... Dumneavoastră, eu îi cunosc foarte bine situația familială, am fost în casă la ei, știu ce situație au și zbai de capul lor, nevastă s-au murit. Dar eu situații mai speciale. Ați luat și în casă la Ficiorsul? La Ficiorsul am avut ce stau. Acum, dacă oamenii au venit și au solicitat un ajutor la primărie, sunt pe ultima... Au epuizat celelalte opțiuni și trebuie și trebuie și trebuie. Nu vede că el a făcut o greșeală imensă, eu am vândut casa fără să îndrept în viciosul. Adică s-a îți dea livieții. Sunteți de acord cu suma? Da.
mai puțin... 6 de lei. Da. Al treilea caz, este vorba de Dodou Costică. Nu știu dacă știți, dar cred că marea majoritate din dumneavoastră știți, era un copil cu probleme de sănătate. Nu avea niciun fel de venit, nu lucra, nici măcar nu beneficia de legea 46.000 de bani. Solicită un alt apel, un ajutor de mormântare. Am luat în calcul, are aici toate facturile, am luat măcar factura de pisicăiu, 600 de lei și puteam acorda. Da, trebuie 10 milioane. 10 milioane. Măcar 10, 60. 1000 de lei și de-a luat tot nou. Dar îl cunoaștem și știm toți în ce condiții. Și ăsta e situația. A avut. E foarte rău. Am cunoscut. Acolo poate i-am mai zis. La toată lumea, noi tot trebuie să-i ajutăm. Dar gândiți-vă că până în decembrie o să mai avem. O să mai avem, dar... Să avem câte puțin pentru fiecare. Da, în situații pe care nici au oamenii. Deci, cine este pentru suma de 1000 de lei? Așa-ți bani anul trecut. Nu, că pe 3 ani întâi ai... Cerere. Da. Și mai avem abonatul nostru. Ați lăsat la urmă. Cristea G. Cristea G. Care la fel pentru soția are aici. Când ați văzut dosarul și... Auziți? Dar la un moment dat n-ar trebui totuși să întrerupem obiceiul ăsta de a veni. Cred că costă mai mult să xeroxeze. Să le depună la dosar. L-ați luat și la 416. Nu l-ați luat? Nu. El este pe fapt de suia. Bine, Nicolae. Deci l-am văzut cum l-a bătut într-o zi pe salușela în care merge rău, Gheorghe, de mi s-a făcut din clasă. Și ce-a auzit cu bolii. Da, dar spune-ți clar, domnule, dacă vrei să nu-ți calci ceva. Vaca e vaca, animalul e animal. Deci a dat o lopată în spate de s-a auzit tu băi tu până în clasă la mine. Deci, Dumnezeu, suntem în junglă. Să vezi de lopată. Deci eu vine, nu, că era geamul deschis. Deci nu, vorbesc foarte serios, săracul a fugit-o pe animal, dar el cum alea cu greu, până s-a dus a fost la oata pe el. Auzi un film. Da. Mulțumesc, doamna Adine. Protecția animal. Nu, dar nu are care, că a dat un el până în doar. Propuneți dumneavoastră o sumă, doamna. O dat cu lopata, i-o dat cu lopata în spate. Păi dăm sau nu-i dăm? El era din lopata, nu și-o dus la lopata. Am înțeles. Dacă nu-i dăm. Dar și ăsta era vinovat, ce ușa a făcut? Nu. Și eu cred că dacă nu-i dăm, și-o următoarea ședință. Nu, nu-i dăm. Cine-i xeroxează? Da, uitați că e. Păi mă uitam, asta vreau să zic. Măcar așa cu xerox, dați-i 10 lei. Dumneavoastră vă o să răscând. Anul trecut o a avut tot afel. Cum? A avut și domn Mihai. Eu mă abțin. Domnul Mihai îl învățat cu... E clientul permanent al primării. 100 de lei. Adică am de ani. Bine, ați zis așa de 200 de lei. Are probleme de bani. Dați-i 200 de lei, domn primar, și lăsați. Da, dar aici aș spune așa. Nu mai vine și cu pentruția. Da, nu vine, dar nu am mai vine. Nu poți să dai de două ori acolo. Are mai multe de acolo. Are cu ea. Da, dar i-a venit o lată. Ce se întâmplă? Noi nu suntem mai... Păi propuneți acolo. Trebuie să propunem o sumă. Domnul primar, dați-i 200 de lei și gata. Doamne, dați-i 300 ca să nu mai vină și doamna primar. Păi că dacă vine o dată pe an. Păi de asta vin, dacă să ia luna asta, o să facă chiar și nici luna viitoare. Până când o să îi aprobăm. Păi era cât să știe. Deci în fiecare an i-am acordat 500 de lei. Să așteaptă... Nu, anul trecut 200. 200, 200. 200 anul trecut? Da, 200. Dar Cine acordă 200? Toată. Unanimitate. Vreme unele, adică.
Eu am spus 300 de domnul, dați că e vorba de femeia aia, el ia sub 500. Da, s-a votat 200. Domnul Roman, dacă nu, stați să vedem, aici e o problemă mai delicată. Da, am înțeles. Medicii specialiști din Bacău nu i-au găsit un diagnostic pe care s-o poată pensiona sau să-i dea o pensie de handicap. Nu e nimic, el are documente, dar ea nu-i pensionată. Are un venit de 30 de lei pe lună sau nu știu câte are un venit. Deci, mai recapitulăm încă o dată. Donici Constantin, 600 de lei. Cristian Magdalena, 200 de lei. Neagu Marinela, 2500 de lei. Dumitru Irena pentru Dudău, 1000 de lei. Da, vrei. Așa. De asta am spus că diferă cazul de la cazul la caz. Absolut. Și nu puteam discuta la comun. Da, da, da. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea definitivă a documentației pentru introducerea suprafeței de 7100 metri pătrați în intravilanul localității Hemneiuș și elaborare PUZ în vederea realizării obiectivului, pensiune, cabinet medical, centru spa, ansamblu de locuință și împrejmuire, teren ce se află în proprietatea domnilor Deceanu Cătălin Sebastian și Deceanu Adina. Proiect inițiat domnul primar Sava Constantin. Da, noi am aprobat în luna lui iunie sau iulie anul trecut, iulie, acordul de principiu pentru întocmirea documentației. Acum e definitiv, nu? Da. Văzând cererea documentația anexată la aceasta, înregistrate la numărul 1131 din 6-2-2018, de către solicitant și raportul de specialitate din cadrul compartimentului de urbanism numărul 1343 din 12-2-2018, prin temeiul legii 50-91, republicată privind autorizarea executorilor lucrărilor de construcții, legea 350/2001, amenajarea teritoriului și urbanismului, legea 215/2001 privind administrația publică locală, analizând cererea solicitanților ce au depus documentații privind realizarea unui PUZ în domeniul de specialiști în domeniu și avizată de către OCPI Bacău privind realizarea obiectivelor propuse spre construire, consider că este necesară realizarea unor asemenea investiții în comuna noastră pentru faptul că prin aceste priorități, comuna va deveni o comună atractivă și va îmbunătăți bugetul de venituri. Consider că propunerea de adoptare a hotărârii definitive, în favoarea aprobării acestor documentații urbanistice, va fi înțeleasă obiectiv de către domnii consilieri, indiferent cine este solicitatul, atâta vreme cât se respectă legea și este beneficiu pentru comună. Față de cele arătate, propun următoarele. Să se aprobe definitiv documentația depusă în vederea introducerii suprafeței de 7100 de metri pătrați din extravilanul statului de Miuș, în extravilan pentru obiectivul pensiune, cabinet medical, centru spa, ansamblu de locuințe și răs întreținire. Prin hotărârea mai potrivit proiectului de hotărâre inițial. A fost acordul de principiu. Da. Acum dumneavoastră vă dați verdict. S-a poruncat sau mai departe. Deci am proiectul. Deci era existat rup de servituții sau tot. Știți? Da. Are. Că după aia trebuie să intervenim noi. Că o să ceasă. Dacă vreți mai mult de lămuri, următoarea ședință poate să... Pentru cei care sunt gospodari și au intenții bune și bune ca să se construiască și să facă
chiar și pentru ei personal, dar mai ales pentru curiciul interesul comun. Eu, nu o să ne pare rău de aia care dărâmă și strică și nu fac nimic. Aia care fac, Domnul te ajute. Eu uneva ne sănătate și să fac. Eu nu-i cunosc și din sus oamenii personal, dar... Păi, dar nu știu, ce să faci. Facă, nu știu, acolo se trebuiască utilități, se trebuiască curent, se trebuiască nu știu cum. Dar el e conștient în momentul ăsta, nu? Problema lui, așa au și specificat. Da, acolo, ce faci cu ei? Auzi? Asta mă referi. Domeniul, n-are acordul, nu-i pe domeniul public, nu știu cum o să... În momentul în care ieși asumă toate... La utilități în special, la asta mă referi. În certificatul de urbanism îi spune că se emite. Domnul, pentru finețea frazei care a spus-o, eu sunt de acord. Propunerea de adoptare a hotărârii definitive în favoarea aprobării acestor documentații urbanism va fi înțeleasă în mod obiectiv de domnul consilier. Pentru finețea frazei, eu sunt de acord. Și eu. Dar da, e bine pus. Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind reabilitarea prin îndreptarea și completarea cu piatră sort al număr de 24 de drumuri sătești din localitatea Hemeni, județul Bacău. Mai ales că știi. Domnul Marsala Constantin. Semnatul Sava Constantin, în calitate de primar al comunii din județul Bacău. Văzând raportul administratului public Galățeanu Ioan, înregistrat cu numărul 2957 din 2-4-2018, în care solicită întocmirea și supunerea aprobării Consiliului Local a proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului de reabilitare drumuri sătești și comunale în comuna Hemeiul, județul Bacău, și consideră necesară intervenția pe următoarele drumuri. În satul Hemeiuș, grădinarul, pe lungimea de 800 de metri cu lățimea de 4 metri, pe toată lungimea și balastat pe o porțiune de 300 metri liniar, lungimea drumului. Zvorul îndreptat pe lungimea de 300 de metri și lățimea de 4 metri, pe strada Lacrima. Lungimea 265 de metri, lățimea 4 metri, balastat pe lungimea de 105 metri. Strada Luminii, îndreptat pe lungimea de 635 de metri, balastat pe 240. Bisticioare, lungime de 200 de metri, lățimea de 4 metri, balastat pe lungimea de 180 de metri. Grigorii Tăbăcaru, îndreptat pe lungimea de 560 metri. Cătini, îndreptat pe lungimea de 600 de metri. Aleea Parcului, îndreptat pe lungimea de 482 de metri și lățimea de 5 metri. Garofiții, îndreptat pe lungimea de 338 de metri. Nisipării, îndreptat pe lungimea de 160. Plopilor, îndreptat pe lungimea de 635 de metri, balastat pe lungimea de 40 de metri. Haltei, lungimea de 380, balastat pe lungimea 210. Lilieci, Bistri, strada Bistriței, îndreptat 244 de metri cu lățimea de 4 metri. Lacului, îndreptat 366 de metri. Luncii, îndreptat 1584 de metri, balastat pe lungime de 180 de metri. Potarului, îndreptat pe lungimea de 740 de metri, lățimea de 6 metri, balastat pe lungime de 160 de metri. Crinului, îndreptat pe lungimea de 367 de metri cu lățimea de 6 metri. Bradul, îndreptat pe lungimea de 231 de metri, balastat pe lungimea de 60 de metri. Hidrocentrale, îndreptat pe lungimea de 531 de metri și lățimea de 4 metri. Pajește, îndreptat pe lungimea de 670 de metri, balastat pe lungimea de 120 de metri. Păstorilor, îndreptat pe lungimea de 800 de metri, lățimea de 4 metri, balastat pe lungimea de 170 de metri. Fântânele, aleea Teilor, îndreptat pe lungimea de 170 de metri. Aceste distanțe au fost măsurate de către o comisie, întocmite din 3 sau 5 persoane, din care făcea parte cel de la cadastru, care cunoaște comunul, administratorul, viceprimar, eventual cineva la urbanism și polițist local. În urma calculurilor stabilite... Părerea mea, zic că banii s-ar putea folosi și pentru alte proiecte, și pentru... Nici nu plouat acum, deci nu au fost zăpadă. O plouat după... Și eu zic că... O fost după o iarnă. Da, domnul primar. Dar eu zic așa, zic că toate aceste 24 de străzi da. Care sunt aici,
ar putea reverifica, în care se impune, neapărat, să poate fi, utilizate. Păi, solicitările au fost din partea cetățenilor. Au fost sesizări, că altfel nu ne duceam noi de... Și ați văzut? Pe strada hidrocentrale la da. Pe pagiște la fel și care da. Acolo sunt zeci de solicitări. Ținând cont că în comuna noastră se construiesc case, merg mașini cu tonaj mare. Numai anul trecut, așa ca informare, s-au emis 173 de autorizații de construcții și s-au recepționat 120 de locuințe. Mai bine era exigit balansare, spuneam, asfaltat. Mai bun era. Mai bun. Dar dumneavoastră... Dar în ce constă o balansare? Credeți că nu ne dorim sau dacă de una loc... Nu știu ce înseamnă balansare sau nu. Altfel spui balansare. Dar nu m-am adresat până asta. Distanță cu domnul primar, nu mă spara. Problema e, suntem aici și putem să ne cerem o părere și să ne punem de comun acord, că nu suntem la, nici la o emisiune televizată. Nu. Suntem la o ședință, noi trebuie să luăm decizii și atunci părerea la oricare dintre noi este binevenită. Dacă... Eu zic părerea mea să facă încă o reinventariere și la care să îi pune neapărat, părerea mea. Da. Trebuiau îndreptate, erau foarte bine. Dar spune aici, urmi îndreptate. Da. Asta și îndreptate. Da. Deci necesitat, nu se mai putea merge, domnul Pate. Uitați-vă la ce distanță are strada și cât e vorba de balasare. Da. Aici e problema. E mai mult îndreptate decât balasare. Pentru că după o iar, în altă ordine de idei, foarte mulți dintre locuitorii noștri se branșează la gaz. Când s-o branșa la gaz, și-a făcut un șanț. Vecinul e bucuros că și-a tras gazul, celălalt e dezavantajat că a rămas o groapă. Și toți vin la primărie. Tot locuitorii al comunii și ăla, tot locuitorii și ăsta. Ținând cont că drumul a fost spart la forma drumului pe timp de toamnă, pe timp de iarnă, solul lucrează. Poate firma respectivă a venit și a adus la forma inițială platforma drumului. Dar când o iarnă grea, Tot asupra chestiunilor astea apar suspiciuni, de ce să nu vă spun, nu neapărat din parte. Eu am să propun pentru chestii, pentru, da, uitați cu un semnal de alarmă. Eu aș vrea și chiar v-aș ruga, din acele comisii care vor fi numite de către mine, să facă parte și unul, doi consilieri măcar. Da, ar fi bine. Și atunci? Ar fi bine. N-am mai lăsat loc interpretării. Nu v-am susținut, n-am nimic personal, ca să nu înțelegeți bine. Da. Dar apar suspiciuni, apar decizii. Eu nu zic că nu apar. În primul rând, gândiți-vă că nici pentru noi nu e o plăcere să cheltui bani. Pentru că asta e, cu banii ce poți face altceva. Da. Eu așa am spus. Dar n-aș vrea să fiți în locul meu la telefon și să primiți asizări din partea cetățenilor. Știți ce e pe strada asta? Și nu știu dacă... Dar au și televizat și o dat pe net. Pe strada de lângă școală. Pagiște. Pe Pagiște. Așa e. Era un dezastru, nu e adevărat. Da, e un dezastru. Tu punem la vot. Cine este pe strada? Acolo, strada Izvorul, la Pântână. Aia degeaba se balastează. Vine apa de la deal. Și ia balastru. Poprește în balastru, se mâlește. Ai văzut din când ești mata la Fântânării vreunul să ia o sapă sau o lopată să dea fața porții? Am văzut. Eu n-am văzut. Am văzut și chiar eu personal am făcut șanț. Degeaba, toți vine mârul ăla. Ce-mi propui? Să fac un șanț ceva și după aceea să pune balasul degeaba. Pe care, domne? Acolo care vine apa de la deal, din râpă se ducă în râpa asta, la butică, la vasărică. Înainte de fântână. Să face balca aia mare și trec. Dar cine-o bloca șanțul acolo? Dar nu-i blocat șanțul. Apa care vine, m-a dat pe care... Deci facem un nepotnă de pe râpă, da. Împânzește toată... Punându-se piatră pe drum înspre fântână, s-o făcu ca un baraj. Să ridică un baraj. Acolo să vină asfaltat, o să dea soluția proiectantă, să vedem, bănesc, o să vedem un bocheț care se treacă în partea cealaltă. Trebuie două tuburi puse, traversare, ceva, că se ducă apa pe drum. Dar, primul, asta e o soluție de moment. Ca să faci, trebuie să facem o investiție. Prima ploaie care a venit, îți spălu balasul, nu acoperi. Acum roagă-te să plouă, tași. Lasă vină, că nu vezi că nu ne plouă de-a putea. Supunem la vot cum frumos da, și spune. Deci, la mine, Doamna, sunt de acord, cu acest proiect, dar cu mențiunea
să se facă o reverificare a strângerilor la care se impune neapărat. Verificarea va fi în felul următor. Noi, când o să facem achiziția, achiziția se va face la ori, prin utilaj, la toni sau la metri cubi. În situația, noi aprobăm cantitățile astea, pentru că dacă le aprobăm, nu avem o sumă în jurul care să ne plătim. Unii o să fie nevoie, punem, unii nu o să fie nevoie. Și acolo, spusând așa, ce s-a urmărit, da, Radioșan, să mai schimbi și echipa ta. Ați înțeles dumneavoastră? Da, ce spun eu? Da, dar nu despre noi. Deci există o anumită ordine care vor executa lucrările pe anumite străzi sau sunt prioritate. Care? Toate sunt prioritate, domnule. O luăm cu hemeiușul sau cu fântânelele și arunăm cu lilieci. Deci de la un capăt la altul, toate străzi care foarte mult contactează pentru Paști, știi? Se duc copiii la școală acolo și toți. Aia e prima stradă ca de milioane. Aia e dezastru. Aia e cea mai... Și dacă o fi cu asfaltatul, cu aia cred că o să începem prima dată. Domnul primar, dar piatră nu scam puțin de bagat, nu se bagă de la un cap la altul. Dacă vă rupi porțiunea asta... Vă explic alt problem. Piatră s-a tot pus să cheltui banii fiecare an. De data asta avem greder și compactor. Și atunci îi dăm drumul o pantă înclinată și atunci nu mai e nevoie să tot să știți, doi, pe străzile care vor veni asfaltate, dacă noi tot punem piatră și înălțăm, o să mai vină acel strat de 15-16 cm de balast, suportul șoselii, după care încă 9 cm de asfalt. Și atunci vă dați seama că omul din curte o să vină și o să reclamă. Ce fac, domnule, eu nu mai zic din curte, că ridici 25 cm. Să ia cu autogrederul. Să știți, la Mărgineni au băgat autogrederul și pe urmă au băgat camioanele cu piatră. Domnule, dacă vă spun, știți cum e, ca asfaltul făcut la Mărgineni. Peste tot, toate drumurile. Câte drumuri mai au? Dacă e o executare, asta e chestia. Da. Câte drumuri mai au? Să fii serios. Foarte puține, dar tot ce este pe la Danca, pe câmpurile alea, vă spun sincer, l-au făcut ca asfalt. Deci tot ce l-au făcut. Da. Mai departe. De ce nu am numărat voturi? De ce nu este pentru? Da, dar și eu sunt pentru. Dar doamna Ciuti, deci cu mențiunea care am făcut-o. Sunt pentru, dar cu mențiunea care am făcut-o. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind sușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al comunei Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat domnul Tala Constantin. Apărut drumuri noi în domeniul public. Au apărut drumuri noi și noi facem tabulare cu toate drumurile. După cum... Așa, au mai apărut niște drumuri. Vrem ca toate drumurile din Domnul să fie intablate. Da, voi da citire acele drumuri care fac parte din inventarul care sunt propuse pentru inventarul în domeniul public. Este vorba de denumirea drumului, numărul 131. Strada Bujorilor, care nu era trecut în domeniul public, lungimea de 677 metri, lățimea 5,5, suprafața 8712,12 metri pătrați. Drum asfaltat. Drum sătesc 1388. Lungimea 728, lățimea 4 metri, suprafața 6549. Drum din balast. Strada Hidrocentrală. Drum sătesc, numărul 1346, strada Salcâmului. Lungimea de 172 de metri, 54, lățimea 4 metri, suprafața 1471, drum din balast. Drum sătesc 423, strada Măceșului. Lungimea 282,89, lățimea 4 metri, suprafața drumului 1611 metri, drum balastat. Drumul sătesc 371, strada Bisticioare. Drum sătesc numărul 117, strada Câmpului.
Lungimea de 283,4, lățimea 4 metri, suprafața 4643 de metri, drum din balanță. Drum sătesc 1522, strada Haltic. Lungimea 1163, lățimea 4 metri, suprafața 6850, drum din balanță. Drum sătesc 157, strada Merilor. Lungimea 214,55, lățimea 4, suprafața 1505. Drum sătesc 343, strada Plopilor. Lungimea 873, lățimea 4 metri, suprafața 5569, drum balastat. Aici aveți lista cu toate... Astea mi-erau trecut în domeniul public. Pe parcurs ce le intabulăm, constatăm dacă sunt sau nu trecut în domeniul public. Au mai fost drumuri de exploatație, au mai fost drumuri... Drumuri unde s-au construit case în interior și atunci ele au devenit drumuri... Asta a trebuit făcut de fapt, obligator. Cum sunt prin de acord cu intabularea... Ce se întâmplă? Logica care a dus la acest proiect. Sunt drumuri, după ce s-au intabulat proprietățile, a venit topometristul și i-au luat din drum un metru. Că a zis proprietarul că până aici vrea. Alaltă, eu mai luat jumătate și atunci drumul nu mai e. Într-o parte de 4, într-o parte de 3 jumate, într-o parte de 5. Și atunci să ne facem intabularea să fie toate... Să fie în proprietatea noastră, să nu mai poate intra să ne decimeze. Așa e. Punem la vot pe... pentru... De acord, de acord. Trecem la următorul. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Ingemirus numărul 57 din 30.09.2005 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al serviciului voluntar pentru situații de urgență înregistrat în localitatea Ingemirus de Bacău. Proiect inițial de 1 martie sau a Constantin. Păi din 2005 se impunea să schimbăm regulamentul. Eu am rămas cu, dacă îmi dați voi, la punctul ăsta, am rămas cu lăcuri surprins de ce o câștigat anul trecut și a fost trecut. Să vă spun sincer, astăzi am fost la o convocare la ISU, am fost felicitat și acolo, și deci domnul comandant de acolo, domnul capitan Tâncu, E capitan și acum, da? Deci, cred că domnul Vici, cred că ne bate cu buhul și anul ăsta, ne bate domnul capitan. Deci, să vă spun... Ne-a bătut cu profesioniștii. Nu, dar v-am spus, am rămas bărbun cu surprins pentru la condiții, la material, la mijloace. Și e foarte bine, domnul coronel, pentru că de fiecare dată când am nevoie, băieții răspund la telefon și băieții apar când am nevoie, deci vin fără... Trebuie schimbat regulamentul și... Deci a fost nevoie de schimbat și componența că o parte dintre ei sunt plecați în străinătate, o parte dintre ei nu mai pot veni, nu mai pot, și am găsit băieți mai tineri, din cei care sunt prin apropiere, ca știți cum exact vorba românului, ca să ai pe ce pune mâna care ai nevoie. Da, corect. Deci asta a fost toată... Și e și tabelele, dacă... Supune-l la vot. Supune-l la vot. Cine este pentru? Suntem împotrivă, abținem. Punctul numărul 10. Domnul Patrick, nu votați? Am votat. Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a parohiilor ortodoxe, respectiv parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena și parohia Andreșești din localitatea Hemeruș. Proiect inițial de domnul Cumar sau Constantin. Da, mi-a domnul Roșca. Sistemnatul Galațeanu Ivan, administrator public al Părinii Hemeruș, vă aduc la cunoștință următoare. Preotul paroh Roșu Ionuț Marius, paroh al parohii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Hemeruș, de Bacău, solicită acordarea unui sprijin financiar pentru biserică, întrucât aceasta se află într-un proces amplu de repictare, în tehnică frescă și de reamenajare atât a interiorului cât și a curții acestei. Costul sfinturii este de 70 de euro pe metru pătrat și suprafața totală aproximativ este de 800 de metri pătrați. Preotul paroh Năstac Ciprian
Paroha Paroia Andreșe solicită sprijină financiară. Sprijină financiar în sumă de 10.000 de lei, reprezentând achiziționarea de materiale necesare pentru repararea acoperișului prin zborul Sfintei Biserici și un număr de 6 calorifere pentru încălzirea casei praznicale. Drept urmare, vă rog să supuneți spre analiză Comisiei de Buget, Finanțe și Inițierea Proiectului de Hotărâre. Dar biserica e nouă, domnule. Care? Primavera. Da, dar o cerut pentru casa praznicale. Nu pentru casa praznicale, prin zborul la intrare, acolo este un acoperiș făcut de... Domnul Reu, poate să ieși la ce discute, venit de acolo. Da, da, da. Prin este acoperit cu un policarbonat. Și plouă. Care a fost pus la momentul ăla, cum a fost pus acolo, siliconat de mai multe ori. Ești trebuie, da? Da, nu e un ceva serios făcut. Probabil că l-a făcut și-o văzut că iar la casa praznicală trebuiesc într-adevăr ca vreo pentru na, evenimentele care se țin acolo. Și la această parodie am dat câte fiecare dată, câte o mie nu a cerut tot. Domnul Patrick, dacă vreți părerea mea, eu sunt de acord, dar cu o singură condiție. Dacă preotul parot promite că nu mai schimbă tarifele. Nu tarifele, mai puțin mai cerează asta. Exact asta spun. Gramul bisericii. Asta cred că ar trebui să ne adresăm și superiorilor dumnealui. Nu știu noi dacă primăria, consiliul local, poate să-i stabilească data unui eveniment. Este un consiliu acolo. Și în ultimii ani se ține nu pe 26 octombrie, când are Sfântul Dumitru, ci când vrea preot. Dar de ce n-ați avut o discuție cu el? Are un obicei să-i consiliul parohial? Domnul Rebu, nu este consiliul parohial? Corect. Există, dar nu fac parte din el. A, dar nu ce la ceilalți niciun nu este... Și tot strada primării. Dar nu de primării. Au tot fatului subiect, nu interesează numai așa de care nu adică 26 octombrie este frau și atunci se ține că nu acolo se plătește taxe pentru încălzirea casei de prăzbuire. Nu, dar nicăieri nu se plătește. Nu, nu trebuie. Spunea poliție că... Dacă acum vreau 150 de lei. Aseară am vorbit cu cineva. Să ajutăm să-i puniți vederii. Îmi puniți vederii. Hai că sună. Să respecte cât de cât. E o dorință. Eu i-am mai spus alte dorințe. Că anul trecut au făcut patru slujbe. A fost Sfântul Dumitru... Nu a fost deloc, da. Miercuri. Și voiam să... Joi, părinți... Nu, joi. Vineri, părinții. Sfântul Dumitru, cel nou, s-a făcut sărbătoarea. Sărbătul au făcut ieșiri la morminte și duminică s-a avut biserică. Deci a fost așa o... Da. Nu mai știi lumea. Dar nu-i funcție de calendar, așa a fost întotdeauna. Pe 26 octombrie. Când cade, atunci. Nu, 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 da, sărbătoare e sărbătoare, nu de trebuie să fie la interes. La ispas, că e joi, că e bine, s-a stricat. E bine, s-a stricat... Sau la Constantin și era așa. Toți, dar cum se ține anul ăsta? Dar cum se face? Dar de ce se pune? Problema e pe următor, mai are și altă slujbă în afară de preot? Păi dacă n-are, se ducă domnule la sărbători de biserici. Cât considerați că am putea sau cât doriți să-i dea vreo părinte de parocă? Dar nu poți să-i venit. 10.000 că au plecat tot. 10.000. Problema e la părintele de la Hemeiuș de aici. Nu știu dacă ați fost în ultima vreme sau care ați fost dintre dumneavoastră. Au început lucrările de pictură. Nu știu, zic eu, cu donațiile care le-am mai făcut eu, doamnă care nu are nicio treabă cu comuna noastră, e din oraș, din ceea ce cunosc până acum, cred că o donat Bisericii Ortodoxe, Biserica Sfântului Împărat Constantin și Elena, peste 1 miliard și ceva de lei. Vitralii, au modificat geamurile, masa din altar, granit, stranele toate sunt făcute din granit. Mocheta care va fi pusă în biserică costă vreo 20-250 de milioane, tot dumneai, plus altarul de vară va fi finalizat de către doamna. Nu mai spun ce au mai adus obiecte din astea pentru biserică.
La 800 de metri pătrați, ori 70 de euro, vă dați seama că ne ducem undeva la 50 ceva de mii de euro. O sumă destul de mare pentru comuna noastră. 56 de mii de euro. În schimb, biserica nu e susținută decât controlată și, eu știu cum să vă zic, direcționată și mai multe se impune, că văd că nu îi ajută cu nimic de sus în jos. Acolo se ajută ei de ei. De ce spuneți treaba asta? Dar mântuirea neamului la București? Ați văzut și miliarde băgate acolo. Nu știu, biserica de la Hemeuș a mai fost ajutată și poate cu sume mai semnate, așa mai consistente. Zic eu că n-ar mai fi mult de lucru, dacă toți au investit și tot am ajutat, haideți să o sprijinim până la capăt și să ne luăm de grijă. Cât înseamnă? Propuneți, domnul primar. Hai nu, asta înseamnă vreo 2 miliarde și eu am zis să venim cu un aport de vreo 50 de mii de lei noi, primăria. Că nu avem, n-am de unde să dau mai mult. Deci, părerea mea, am discutat cu un părinte și eu susțin părerea mea, sunteți deschis și noi suntem și preotul spune așa, eu am spus un de altă de cuvântă, zic, domnule, dar noi acordăm în Consiliul Local, discută cererea preotului și acordăm ajutoare. Doar, ăsta am eu, care așa o zis, primarul să-l audă. Dar ascultați ce vă spun, este drept ceea ce vă spun. Și cam eu nici nu aud de așa ceva. Deci, bă, nu știu, nu este obligație pentru... Nu, dar n-a spus obligație. Nu este obligație. În lege scrie, poate să acorde susținerea cultelor financiar. Este o datorire, puteți să spunem așa. Este o obligație morală, domnule. Morală, este o obligație religioasă. Să dăm cont că biserica este a noastră. Dar vă mai spun, unii chiar au, nu de la noi, au tupeu și fac. De exemplu, la Liviești nu am mai făcut. De ce nu au făcut? Să dăm și acolo un ajutor. Care de la Liviești? Se lucrează. Dumnealui a solicitat... Să dăm și acum un ajutor. Da, dar trebuie să facă un deviz pentru... Părintele Vătămânescu, i-am aprobat anul trecut. Părintele nu a luat, nu a ridicat banii. O să trebuia să înnoim această solicitare, pentru că nu i-au putut folosi anul trecut, că a fost din scurt. Și atunci i-am aprobat undeva până anul noiembrie și nu am mai avut cum să-i folosească. Corect. Și o să-i aprobăm anul ăsta. E o problemă altfelă. Deci, preotul Vătămânescu a făcut lucrări foarte frumoase, mari, cu bani mult mai puțin decât și-o băgat în Hemeuș. Deci, n-am nimic cu niciunul, eu sunt partea cu toți. Dar nu e aceeași mărire de asemenea. Da, nu e aceeași. Nu se compară una cu altă. Calculați și-o băgat Vătămânescu și-o făcut acolo și calculați și-o băgat. Deci, eu nu sunt în pot. Deci, natura. Deci, bisericii de lucrurile. Biserica e mai mică. Dar eu am curaj să pun pariu așa că la finalizare vom avea una dintre cele mai frumoase biserici și pe Valea Bisericii. Deci Biserica Sfinți Împărați Constantin și Elena, dacă aveți ocazia, chiar vă rog să vedeți cum început cupola să fie picată, să vedeți și pictura, nu știu cât mă pricep. Pictura ai făcut de către profesioniști, nu mai este pictură. Iar lucrurile care sunt puse de calitate și o să fie o biserică trainică pentru strănepoții noștri. În final știți ce se întâmplă? Justificarea pentru întrebuințarea banilor răspunde parolul. Noi răspundem moral. Cine verifică? De la el sau de la primărie? Cred că o să fie o verificare. Deci, domnule, noi nu le putem da bani până nu vin cu documente justificative. Deci primăria nu dă niciun leu, nu acordă niciun leu până preotul nu vine cu factură pe ce-o cumpărat. Când vine curtea de conturi, ia documentele pe care le-o prezenta biserica și merge la biserică și verifică dacă lucrurile sunt conforme cu... Sunt de acord.
Uite, chiar cu ocazia acestui, facem o acțiune să vedem unde să identificăm mormântul lui Grigore Tăbăcaru și odată cu renovarea... Dar este un monument, dar... Monumentul acum... Mormântul lui Grigore Tăbăcaru este în curtea bisericii. Da, dar renovat... acel monument stă să pice, dar... Este monument acolo, da, da. Este într-o stare jalnică, asta vreau să spun. Stare jalnică, domn primar, aici, acolo... Îl reabilităm. Mai ales că el a fost bine prin linie preoțească ca intelectual, deci părinții lui au fost preoți. A, da, 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 da. Foarte bine, o idee preoți nu au preoțească. Asta e problema, asta e problema. Da, da, nu trebuie să spunem noi. Prin fiecare director, problema și asta mi se pare destul de importantă care e. Noi intenționăm să renovăm un pic și monumentul, pentru că acea gresie pusă de acum 10-15 ani, când s-a deteriorat, gresia de pe el, vrem să punem niște granit, să facem că în... monumentul din... Da, ca eveniment cultural, ca un eveniment important. N-ai unde să te desfășori acolo, că s-au adunat mormintele până în vecinătatea mormântului lui Grigore Tăbăcaru. Efectiv, da, nu s-o ținut abilitat. Cont că acolo să rămână o rezervă. Mai, nu, dar să poate fi reabilitat. De reabilitat? Da, reabilitat. Odată cu monumentul care o să-l reabilităm acum, o acțiune pe tema centenarului, o să luăm în calcul și... Și vă rog ca la zilele comune să vină și preotul ăsta, că e o rugăminte și-a luat. A fost anul trecut. Da. Numai la 1 decembrie au avut treabă. Au avut treabă, păi nu știu. Pentru zilele comune trebuie să avem un vedere. Ronald Gabin din Chemiuș a luptat pentru titlul mondial. Pentru dreptate. Două luni de zile. E un sportiv extraordinar. Un document, ceva? Aveți un document? Că s-a luptat pentru titlul mondial. Păi da. Ce opțiune? E unul dintre cei mai buni sportivi. Cel mai bun boxer la ora actuală din România. Noi putem da o cupă, o medalie, un campionat de civili. Dăm o medalie. Dacă e de acord domnul Puiu. Noi dăm, dar dacă... Au fost fotbalii și-o jucat pentru țară. El dă, da, domnul primar, banii care au fost aprobați de către Consiliul Local anul trecut pentru Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, i-a luat preotul. Eu sunt justificat. Atunci îi dăm și ăștia 500 de milioane și vedem ce mai facem în următoarea etapă. Noi ne-am propus ca în anul viitor să putem să înțelegem să fie gata. Da. Adică eu ca locuitor al comunei, numai de dublă calitate. Să fie justificare. Exact. Să nu aibă lumea supărare. Biserica rămâne a noastră, indiferent de preot. Adică e prea frumos, avem o primărie frumoasă, avem o biserică frumoasă, școlile am zis, e ceva care ne reprezintă. Deci rămân 100 la Andrei și 500 la... Supunem la vot? 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem-o. Numărul 11. Proiect de hotărâre privind... Deci este scos pe ordinea de zi. S-au împăcat cei de la CRAP cu domnul... Comănești. Domnul de la Comănești. Mulțumim. De la CRAP, de la Alice. Nu s-au împăcat. S-au ajuns la concluzia. Comăneștiu că trebuie să fii cu ceilalți. După un an de zile. După un an de zile, cu unul singur fi lups, cu... Ei, dar... Atunci văd. Avea și el dreptatea lui, pentru că el când a fost cu altă nazist, a fost cu anumite poziții. Din 2008 pornit ce o... El ce a făcut cu telajele atunci? El a avut anumite... El are stații, domnul... Era un proiect demarat. El are stații de transfer la comunitate. Asta mai unde face colectarea selectivă a gunoaielor. Dar nu discut din rău la asta. El a pornit niște chestiuni și importante. Foarte importante. Eu am fost acolo și am zis... Dar vreau să scot cu postilul. Când toată lumea e așa, da, asta e sigur. Da, nu mă luau și nu trebuie. Avea un drum și dacă trece canalizarea și strică lui drumul. Păi, care e problema? Asta e, dar faci canalizare, după aia să-l repari. Nu, că el n-a stricat drumul. Păi, dar ai văzut canalizare? Lasă-ți o vezi întâi. Da. Te cerți înainte de... Trece la Da.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Hemeiuș numărul 59 din 30.08.2017 cu referire la aprobarea extinderii și modernizarea sistemului de supraveghere video și achiziționarea unui număr de 10 camere cu infraroșu. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Subsemnatul Sava Constantin în calitate de primar al Comunii Hemeiuș, în conformitate cu prevederile legii numărul 337 din 8 iulie 2003, privind baza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor care le vede la articolul 1, ca baza și protecția sunt activități desfășurate prin forțe și mijloace specifice, în scopul asigurării siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricărei acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea. Iar la articolul 52 se stipulează răspunderea primarului în organizarea și funcționarea fazei unităților, bunurilor și valorilor pe care le dețin, cu orice titlu. Având în vedere faptul că în comună nu este posibilă realizarea unui sistem de bază organizat, ținând cont de desele reclamații ale cetățenilor, a distrugerilor stațiilor de autobuz, a tulburărilor liniștii publice după ora 22, văzând raportul de specialitate 3.073 din 12.04.2018, întocmit de viceprimarul comunei, în vederea respectării articolului 7 și 113 din legea numărul 98 din 19 mai 2016, privind achizițiile publice, și articolul 115 din hotărârea numărul 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, acordului cadru din legea 98-2016 privind achizițiile publice. Vă adresez rugămintea de a aproba modificarea și completarea hotărârii de Consiliu numărul 59 din 30.08.2008 din 30.08.2016, cred că. În vederea extinderii sistemului de supraveghere video cu încă 25 de camere de luat vederi cu sistem de infraroșu pentru supravegherea video a satelor Hemeiuș, Andrieșești, Fântânele, Lilieci, Hemeiuș, extinderea rețelei cu încă 8 km de fibră optică și mărirea sistemului de monitorizare și stocare a datelor. Da? Da. Deci avem aprobat un studiu de coexistență cu ajungerea la 12 km de fibră optică. Da? Suntem la nivelul de documentații pentru avizele tehnice de racordare la camerele existente. Datorită faptului că ne-am confruntat cu multe probleme în timpul ăsta, că camerele existente erau alimentate de la persoane fizice. Așa că nu puteam să merg de fiecare dată să mă rog la fiecare. Deci, prima dată o să le alimentăm pe astea care le avem acum și după ce o să le achiziționăm pe astea, în punctele cheie din comună le montăm pe astea, noi cu infraroșu, și celelalte o să le montăm în intersecțiile mai secundare. Da, asta era problema. Problema principală e că să avem posibilitatea să punem camere de luat vederi în orice zonă unde avem curent electric și rețea de... Nu mai depindem de locuințe și de alte... Vreau să vă spun că ar trebui urgentatea asta, că s-a început iar activități pentru instalarea, s-au început iar activități de aducerea câinilor în special. De o două săptămâni iar am început să apară. Deci, vă spun așa, solicitat de cetățeni, cel puțin la 10 de jos, au început chiar cu 10. Și au început. Așa este, dar din păcat, nu știu, ne... Ei, dar nu suntem mașini. Ne îngropanăm, ne gândesc, și unde. Și care la fiecare aviz, la fiecare avizare, ne mai trebuie un aviz, la avizul, avizul. Avizat. Uitați-vă că în țara asta mai nimic nu merge, tot ne uitam la televizor și ăsta avem tot felul de exemple, tot datorită procedurilor foarte greu. Nu vă spunem că din luna august, septembrie, am trecut din spate. Mulți oameni de-a văzut ca să zic, când se va termina. Sau cam
Primul care îi credeți că primul om care îți dorește sunt eu. Poate eu îmi doresc să fie realizația cu 2 ani. Dacă nu se poate, credeți-mă că nu se poate. Nu din rea voința noastră. Datorită documentațiilor impuse, datorită procedurilor greoaie. Mai există. Nu ne oprim. Insistăm că de dovadă vă putem demonstra pe faze și pe... Supunem la vot punctul numărul 12 și este pentru împotriva abținându-se. Trecem la numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului de execuții pentru obiectivul consolidare talus cu zid de sprijin din beton, strada Crizantemilor, din localitatea Hemeliu, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Suntem la Sava Constantin, în calitate de primarul Comunii Hemeliuș, văzând raportul viceprimarului Comunii Hemeliuș, înregistrat cu numărul 3077 din 10-a 4-a 2018, care se solicită întocmirea studiului de verificare pentru consolidare talus cu zid de sprijin din beton, strada Crizantemilor. Ca urmare a faptului că la această dată starea străzii Crizantemilor a afectat în mod vizibil circulația pe stradă, existând posibilitatea reală de prăbușirea acestui și punerea în pericol a siguranței și a vieții cetățenilor, ținând cont de procesul verbal de constatare a pagubilor numărul 5055 din 29.06.2016, întocmit de către comisia numită prin dispoziția primarului comunii numărul 98 din 27.06.2017, având în vedere procesul verbal privind constatarea și evaluarea pagubilor rezultate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 24.06.2016 produse în comuna Hemeliuș. Întocmit de către comisia anumită, prin ordinul prefectului numărul 131, în data de 25.05.2016, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a traficului rutier pe strada Crizantemilor, în conformitate cu prevederile articolului 36 din legea 215, numărul 23, din 23 aprilie 2001, administrației publice locale, supun aprobării Consiliului Local a posibilității întocmirii proiectului pentru obiectivul consolidare talus cu zid de sprijin din beton, strada Crizantemilor. Am mai votat odată în 2016 la pachet cu podul, după care am votat din nou podul separat. Proiectul care a început atunci cineva nu s-a ținut de cuvânt să ne mai aducă date și nimic și tot am așteptat. Restim în giroc, care nu mai sunt. Da, vin acum. Da. Păi eu scăpat ieri. Ei, domnul... Nu, dar nu mai revin la dumneavoastră. Nu la mine, domnul. Asta se va, la cine ne-am referit amândoi. Așa, așa. Da. Îl punem la vot? Cine este pentru? Împotriva, abținere. Mai avem o problemă cu acel proiect cu canalizarea de la Fântânele. Eu am o expunere de motive făcut, nu a mai fost pe ordinea de zi, au fost destul 13 puncte, o să vă dăm în ședința de luna viitoare. Problema e că acest proiect a fost început prin 2014-2015, s-a schimbat soluția în 2016, nu a mai fost depus. Trebuie să facem ceva cu el, că proiectul există. Nu știu care e cauza și necazul cel mai mare o să fie când o să ne întrebi cu de contul de ce, dacă pe raza Comunii Hemeliuș ați avut acest proiect cu fonduri europene, ce nu ați făcut cu fonduri europene și nu faceți cu banii la buget. Asta o să fie altă problemă, o să vedem atunci de altă discuție. Până atunci trebuie să îi schimbăm, nu e vorba de schimbare de soluții, e vorba despre o actualizare. Și aici mă refer la impozitul care a scăzut de la 16% la 10%, e vorba de modificări la TVA și atunci nu mai bat sumele. Dar sumele și... scape actualizarea și nu e vorba de schimbare de soluții, este bine. Da, soluția rămâne aceeași. Soluția rămâne aceeași. Bine. Deci, oricum e un volum de muncă și nu se face niciun consultant și niciun proiectant degeaba. Nu știu, cel care a făcut acest proiect răspunde cam greu la
chemările noastre. Dar trebuie să-l chemați. Trebuie să-l chemați. Să-l chem și ce să-i fac. Nu mai vine. Iar vrea bani. Mi-a pus o sumă care mă poate să-i mai dau încă o dată proiectul. Păi dacă facem o analiză, o să vă credeți în luna viitoare. Da? Dăm jumătate mergeți, din valoarea proiectului. Domnul primar, mergeți cu un alt specialist. Da, s-au cheltuit niște bani, s-au dat niște bani cu cineva, trebuie să-și asume. Da, nu-ți mai face nimic, decât iar vrea bani. Dar banii aia, dacă tot i-am dat și tot nu mai spun, că era și obligația lui, el a făcut un proiect cu el, dar ce-a făcut cu el? Trebuia depus. Și nu poate fi constrâns, nu ai făcut. Este contract, sigur că este contract. Juridic. Este contract, documentația e depusă. Mai vreau 5 ani și legat, dar și ce n-aș ocupa. Glorează, dar atunci lăsăm așa banii luați, noi pierduți, tot numai așa să. Dar el solicită în plus pentru ce? Pentru actualizare. Pentru actualizare. Acum mai vrea o sumă. Mai frumusică decât o văd pentru schimbarea. Să se simt, nu o să pun. Dacă ce-o făcut, domnule. Aceeași problemă că veneam cu dumnealui și la stația de tratare. Când s-a făcut un proiect la stația de tratare în care trebuia să facă caiet de sarcini. Nu a avut caiet de sarcini. A venit, nu a făcut contract, așa era proiectul făcut. Am făcut contractul el pentru caiet de sarcini. Acum, după toate chestiile astea, a făcut caiet de sarcini, dar nu a făcut deversarea în conducta principală, mai decât niște avize. Acum au venit și o oră, dar eu nu fac degeaba asta, dar nu era obligația dumneata să o faci? Păi nu, la momentul ăla când a făcut proiectul, nu era în discuții canalizarea în față, repede. Și ne-a lăsat fără a avea branșarea la canalizare. Păi și cum? Unde se ducea apare de acolo? Dar el e individual? Sau sub patronajul unui... El e patron. El are o firmă, o firmă da, da. Cetățean. Deci, nu, credeam că e Samaria Mașinii. Nu, nu. Pentru că acum să intrăm cu el în instanță, avem de urmat procedură, noi suntem, nu știm cum să... Dacă îmi permiteți, da, s-au primit unele cărtii cu privința conectării la canalizare. Deci, zilele astea m-au contactat mai mulți. Vor să știe cetățenii cum se va, cine va face conectarea, dacă în interior, de la limita proprietății, în interior, o să fie obligat să facă cu o anumită firmă sau va face firma care... Dumneavoastră, noi avem un site al primăriei și de asta v-aș ruga pe dumneavoastră, pe noi am consiliat. Așa, avem modelul de cerere depus acolo, avem informații date, vă mai dăm și dumneavoastră să mai afișăm. Am mai afișat în comună și vă spun cu această ocazie. Spuneți la toți cetățenii și la poarta cărora trece condusa de canalizare, să vină să dea fără lui. Repun o cerere la noi, că de asta am zis să mergem cât mai organizat, ca să nu se tot plimbi fiecare om la cap. Am depus, mergem și le depunem noi acolo și apoi lăsăm numărul de telefon și o să-i contactez. Una din întrebări suna și cam cât ar costa pe lună, vă spun asta. Păi, dar de unde ar să știi? Nu le poate estima. Da, deocamdată cred că merge pe un consum general, așa? Un consum general, da? Da. Și vă rog chiar să informați populația și cu toți pe cei... pe toți cei care întâlnesc, pentru că este o obligație chiar. Uniunea Europeană ne întreabă cât la sută din cei care beneficiază de acest serviciu sunt raportați la serviciul de canalizare. Că sunt comuni care au făcut investiții și nu s-au conectat. Noi trebuie să avem gradul de 75%, cel puțin, raportare. Iar în legătură cu ultima întrebare care mi s-a pus, dacă nu ne grăbim și nu ne mobilizăm să ne raportăm, riscăm să fim ultima comună din cele care vor beneficia acum de racordare la sistemul de canalizare, pe noua extindere, ultima extindere. Eu mai întreb o dată. Subtraversarea la calea ferată la Gherăiești. Am avut o discuție cu cineva. Și unde se descarcă? Pentru că conducta de la Gherăiești este subdimensionată față de cât va procesa Himeiușul. Deci cum se preia apa uzată de la Himeiuș să se descarce în canalizarea Asta mai e problema... Din informațiile noastre, problema e a crabului. Crabul sunt cei care au făcut contractul, crabul și-a sumă de... Păi că nu poate să o pună în funcțiune, domnul primar. E problema lor, că o să pățim ca și cu fântânelile cu apa. Dar nu s-a făcut un proiect. Noi s-a făcut un proiect, specialiști, avizați, studii.
Problema e că, din câte am înțeles, chiar funcționează conducta de canalizare. Și acum de asta și ei sunt în criză de timp de a... Dar cine folosește? Sunt cei care... Folosesc cei care... Problema e să mai continuăm cu extinderea canalizării sau să se 2020.